Iubiți frați și surori, doresc din toată inima ca Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Mă bucur să fiu la voi în această dupămasă și doresc din toată inima ca îndurarea Domnului să fie peste mine și peste voi. Vin foarte respectos să vă aduc salutul Bisericii Filadelfia din Călan, care se găsește scris în Cartea Evrei, capitolul 13, versetul 20 și versetul 21. Vin în a doilea rând să vă aduc mulțumiri din partea Bisericii Maranata din Reia pentru ajutorul dat în construcția bisericii. Cu ajutorul Domnului, în 6 luni de zile s-a construit biserica. În 24 noiembrie, ultima duminică din noiembrie, a fost inaugurată biserica. Frații vin recunoscători înaintea Domnului pentru ajutorul dat, care a fost o mare încurajare pentru ei. Și în același timp v-au binecuvântat pe toți care ați contribuit la edificiul acesta. Iubiți frați și surori, sunt aici prin ajutorul Domnului și m-a rugat Domnul să-mi dea un mesaj pentru voi în această dupămasă și aș vrea ca Duhul Sfânt să mă ia în stăpânire. Așa atunci mai cred că o să mă iei dacă chiar spuneți amin din toată inima. Dumnezeu comunică cu noi oamenii prin câteva metode. Spune Iov în capitolul 33 cu versetul 14 că Dumnezeu vorbește oamenilor când într-un fel, când în altul, dar omul nu ia seama. Vorbește prin visă, prin vedenii, ca să abată omul de la mândrie, de la cădere, de la păcat și să-i cruță viața de loviturile săbiei. În a doilea rând, Dumnezeu vorbește oamenilor prin insomnii. Le ia somnul, așa a făcut Dumnezeu cu împăratul Ahasveros, stăpânea 127 de ținuturi, avea regina pe care și-a dorit-o, avea aur și argint și pietre scumpe care și le-a dorit, avea o împărăție și un imperiu foarte puternic și într-o noapte Dumnezeu i-a luat somnul. A chemat familii care păzeau pragul dormitorului împăratului să aducă Cartea Cronicilor, să citească în Cartea Cronicilor evenimentele care s-au părândat în imperiul lui de când este împărat. Și au citit, și au citit, și iar au citit până s-a făcut ziua. S-a găsit scris în Cartea Cronicilor că doi fameni, Bictan și Sereș, au gândit cu voce tare ieșind afară pe poarta cetății. Nu-i bine totdeauna să gândim cu voce tare că s-ar putea să avem probleme. Mardoheu i-a auzit ceea ce au gândit ei, a anunțat pe împărăteasa Estera, Estera pe împărat. Esbiaiu împăratului a făcut cercetări cu deamănuntul, cei doi s-au găsit vinovați și a fost executați prin spânzurătoare. Pune întrebarea împăratul Ahasveros, ce bine i s-a făcut omului care mi-a salvat viața lui Mardoheu? Nimic, împărate! Tocmai atunci bătea la ușa palatului cel mai rău om care venea să ceară capul lui Mardoheu, Haman, și pentru că totdeauna în fața împăratului n-ai dreptul să vorbești decât să asculți și să răspunzi la întrebări. Împăratul a întrebat ce trebuie să-i se facă unui om pe care vrea împăratul să-l cinstească. Orgoliosul Haman a zis în inima lui, pe cine vrea împăratul să-l cinstească? Eu sunt căpetie de frunt decât pe mine. Împărate, știi la ce m-am gândit? Omul pe care tu vrei să-l cinstești, să fie îmbrăcat în haina ta împărătească, corona de aur pe cap, cu briliante, așezat pe calul tău, împărate, și o căpetie de seamă, să ducă calul de căpăstru în locul deschis a cetății, să strige în gura mare. Așa îi se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească. Du-te și fă așa. Și atunci s-a inversat istoria. Dintr-un popor condamnat la exterminare, Dumnezeu a adus o izbăvire miraculoasă prin această împărăteasă Estera. Uneori Dumnezeu ne vorbește prin furtună. Dumnezeu i-a vorbit, spune Iov în capitolul 40 cu versetul 1, din mijlocul furtunii lui Iov.
Dumnezeu a deslățuit pe Marea Mediterană o furtună în care se afla și Iona într-o corabie în vremea aceea. Și Dumnezeu a vorbit lui Iona prin furtună, când corăbierii l-au aruncat în mare, marea s-a potolit față de ei, și Dumnezeu a vorbit lui Iona tocmai pe fundul mării, în pântecele Chitului, și Iona s-a pocăit acolo. Uneori Dumnezeu, pentru a ne trezi pe noi, folosește o furtună financiară, economică. Îmi spunea un prieten din Statele Unite, frate păstor, sunt de 32 de ani în America, am pierdut tot și am câștigat. Două lucruri n-am pierdut, nu mi-am pierdut mintea și credința. Și o iau iarăși de la început. Dumnezeu folosește câte o furtună ca să ne trezească pe noi. În a treilea rând, iubiți frați și surori, Dumnezeu vorbește prin furtună pentru că în mijlocul suferinței și furtunii, oamenii se întorc la Domnul, se pocăiesc și găsesc mântuirea. Dumnezeu folosește suferința ca un instrument pentru trezirea noastră. În a patrulea rând, Dumnezeu ne vorbește nouă, spune Sfântul Apostol Pavel în Roman 2:4, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dumnezeu ne vorbește prin bunătate, slăvit să fie Domnul. El a fost foarte bun cu noi, ne-a deșteptat din somnul de odihnă, ne-a păstrat darul vieții și a sănătății, suntem în casa Domnului și ne vorbește în această seară prin bunătate. În a cincilea rând, în continuare, Dumnezeu ne comunică cu noi, iubiți frați și surori, prin Sfânta Scriptură, prin Cartea Cărților. Spune Domnul Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 39. Cercetați Scripturile, că în ele s-o cotiți că aveți viață veșnică. Pentru că ele mărturisesc despre mine. De ce vă dau un sfat, iubiții mei frați? Citiți Biblia în fiecare zi, ca să fiți înțelepți, credeți Biblia în fiecare zi ca să fiți puternici și trăiți Biblia în fiecare zi ca să fiți sfinți. În așa să rând, Dumnezeu ne vorbește uneori prin spiritul profetic. În 1975 a fost operat la Cluj, la oncologie, la rinichiul stâng. Rinichiul meu nu s-a vindecat un an de zile. Am adus medicamente în vremea aceea din Anglia și din Germania și rinichiul nu s-a vindecat. Mă ducem la cina Domnului, la biserica pe care dumneavoastră acum ați ajutat să se construiască această casă de rugăciune. Pe drum m-am gândit cam așa, vin înaintea Domnului cu trei zile sfinte, dacă n-am nicio descoperire dumnezeiască, îmi dau dimisia, nu mai vreau să fac lucrarea Domnului suspinând. Doamne, să dai lucrarea aceasta pe mâna unui om sănătos tun, mie mi-ai dat-o cam cu forță, așa ca lui Moise, și nu mai vreau să slujesc bolnav, pentru că nu fac lucrarea ta cu bucurie. Și pe când mă rugam pentru Sfânta Cină, a ieșit un cuvânt profetic. Așa vorbește Duhul Sfânt, bărbatule, cu sarcini mari și grele. Eu, Domnul, cunosc durerile tale, suferințele tale și bolile tale. Rămâi la slujba la care te-am chemat, că eu sunt Domnul care te vindec, slăvit să fie Domnul. Atunci Domnul m-a atins și m-a vindecat. Eu știu că voi pleca din lumea aceasta, nu mi-e frică nici de moarte, nici de veșnicia ei, pentru că m-am pregătit pentru evenimentul acesta întâlnirii cu Domnul Hristos, dar să știți că nu o să plec bolnav verinic. O să oprească motorul acesta care dă rateuri și semne de oboseală. Și așa voi pleca în eternitate. Iată cele șase metode prin care Dumnezeu comunică cu noi. Și în această seară Dumnezeu va comunica în continuare cu noi prin cuvântul Domnului. Avem un cuvânt glorios înaintea noastră în această seară. Voi vorbi despre Iosif și ispitele lui, dar și despre noi și ispitele noastre prin care trecem în această lume de lipsuri și nevoi. Iosif a fost un copil singuratic care a trăit într-o familie dezorganizată. Copilul acesta neprianit a văzut toate șmecheriile. Bunicul său Laban a văzut cum de 10 ori l-a înșelat bunicul pe tata lui. A văzut toată respingerea unchilor la adresa familiei lor și în același timp a văzut toate șmecheriile și răutățile fraților lui. În contextul acesta a trăit acest copil, ne spune Sfânta Scriptură. El a avut o condiție spirituală foarte bună,
a stat mai mult lângă tatăl său Iacob, care i-a împărtășit experiențele de o viață întreagă. A fost copilul lui Iacob și al lui Rebeca, soția lui cea mai iubită, după care, pentru care a slujit 14 ani. Nu știu dacă astăzi s-ar mai găsi în lume un bărbat să accepte să fie slugă 14 ani pentru nevasta lui. Mă îndoiesc că mai există vreun pământean. Erau copilul lui Rebeca, era un copil foarte frumos, ne spune Sfânta Scriptură. Frumos, plăcut la înfățișare, dar a avut o condiție de invidiat, datorită fraților săi, dar și datorită tatălui său. Tatălui l-a iubit foarte mult. Era copilul iubitei lui soții, Rahela, soție pentru care a slujit 14 ani, l-a iubit foarte mult și a făcut o haină pestriță care simbolizea că el va deveni viitorul șef de clan. Aceasta a stârnit furia fraților lui. Am un cuvânt să vă spun, iubiți frați și surori, știți că dragostea între soț și soție merge până la gelozie. Acolo se cam gata. Dragostea între copii de aceiași părinți merge până la cântar. În momentul în care părintele cântărește mai mult la unul decât celălalt, dragostea între frați se cam răcește și foarte greu se va încălzește. El a fost invidiat de frații lui și până acolo a fost urât de frații lui. A avut o condiție spirituală foarte deosebită pentru faptul că a stat aproape de Domnul. Într-o zi le-a spus fraților, am visat un vis că am fost la secerat, noi toți, snopul meu s-a așezat așa în picioare, ai voștri s-au închinat înaintea snopului meu. Aceasta a umplut cupa de venin în inima fraților lui. Apoi a visat un alt vis, că soarele, luna și 11 stele s-au închinat înaintea lui, visul acesta l-a deranjat chiar și pe Iacob. Oare nu cumva eu, mama ta și frații tăi se vor închina înaintea ta? Și lucrul acesta a stârnit ura fraților. Și iată că frații lui l-au vândut când a mers la Dotan să caute frații lui. Prima dată aruncat într-o groapă, apoi s-a hotărât să-l vândă ismailiților și fiecare a primit 2 sicli de argint ca preț a tăcerii. Haina lui a fost stropită cu sânge de țap și apoi dusă la tatăl lor și parcă cu multă ironie, oare nu-i haina fiului tău? Iosif, neprihănitul copil, după ce a fost vândut ismailiților, ne spune cuvântul Domnului, a fost cumpărat de Potifar, căpetenia străjerilor. Parcă a apărut o rază de speranță și bucurie în inima lui Iosif când s-a văzut în casa lui Potifar, când a văzut că are trecere înaintea lui Potifar, când a văzut că toate lucrurile erau binecuvântate în casa lui Potifar din cauza lui. Era pe la vârsta de 17 sau 18 ani, vremea aceea când el se afla în casa lui Potifar, ne spune cuvântul Domnului și deducem din istorie. Dar diavolul nu putea sta nepăsător față de un om atât de neprihănit și sfânt. A vrut să-l distrugă diavolul prin frații lui. Că așa lucrează diavolul și în biserică, folosește unii ca să ucidă cu vorba. Și iată că el intră în centrul atenției nevestei lui Potifar.
Femeia aceasta era o femeie disponibilă, o femeie îmbuibată, era o femeie neîmplinită intim, pentru că soțul ei era doar la palat, la faraon, mânca și bea, n-avea timp să se ocupe de ea. Femeia aceea disponibilă, tigroică aceasta, a pus ochii pe frumosul Iosif și l-a provocat, poate multe zile, multe luni sau poate ani. I-a spus, culcă-te cu mine, nu va ști nimeni niciodată. Iosif a văzut de unde vine ispita, a căutat foarte mult să nu fie singur în prezența doamnei Potifar, care îi făcea avansuri și în același timp îi făcea cadouri și daruri. El era un om foarte neprihănit și sfânt și a spus, eu trebuie să spun bărbatul tău, domnul meu Potifar, nu mai mare decât mine în casa aceasta. Eu sunt la fel ca și el, am toată autoritatea, dar toate lucrurile sunt bune, un singur lucru nu vreau să-l fac, nu vreau să calc demnitatea domnului Potifar, pentru că toate din casă sunt la dispoziția mea afară de tine, pentru că tu ești nevasta lui. Și în a doilea rând, motivația mea este, nu vreau să păcătuiesc împotriva Domnului. Provocarea aceasta a fost foarte continuă, iubiți frați și surori. Și am putea deduce că în lumea aceasta există ispită pentru fiecare din noi. Există ispita materială. Dorința de a avea o casă foarte mare și foarte bună, de a avea o mașină foarte bună, de a avea opere de artă vechi, de a avea bani mulți. Aceasta este o ispită materială care atacă pe fiecare din voi. Iacov spune în capitolul 1 cu versetul 12, ferice de cel ce rabdă ispita, că după ce va fi bun, va fi găsit bun, va primi cununa vieții. Apoi există, iubiți frați și surori, ispita statutului. De a fi cineva, de a fi președinte, de a fi deputat, de a fi senator, de a fi guvernator și mai este și o ispită chiar la slujitor, de a fi păstor. Că vă spun un lucru foarte important. În viața aceasta mai bine să ai o capacitate mică, să ai o capacitate mare și o slujbă mică, decât o slujbă mare și o capacitate mică. Și este mult mai inteligent să refuzi în viața aceasta o slujbă care o meriți decât să ocupi o slujbă care nu o meriți. Și parcă cea mai puternică ispită, iubiți frați și surori, este ispita aceasta la care a fost provocat Iosif, neprihănitul copil al lui Iacob. Ispita aceasta senzuală, care înseamnă pofta după trupul altuia. Chiar dacă această poftă nu este legitimă, chiar dacă această poftă este păcat și este imorală, unii oameni sunt ispitiți și cad în această ispită. Domnul Hristos a spus într-o împrejurare și aș vrea să citesc un cuvânt pe care Domnul Hristos l-a spus în Evanghelia după Matei, capitolul 5, cu versetul 27. Ați auzit că s-a zis în vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că oricine să uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Cu 35 de ani înainte, în urmă, în combinat am trebuit să mă duc la un atelier de electroniști, era vreo 10-12 bărbați acolo cu aparatele lor electronice și când am intrat acolo, un domn cu tupeu așa mai obraznic, o zi, domnule păstor, vreau să spunem o întrebare publică. Spuneți! Domnule, la ce te gândești dumneata când vezi pe stradă o femeie frumoasă sau o fată frumoasă? Zic, eu vă răspund, dar opriți toate aparatele aici. S-au așezat la o masă lungă, așa cam de vreo 6 metri, eu în capul mesei și le-am spus așa. Domnilor, s-au dus două domne la Louvre, la Paris, la muzeu. Și au ajuns în fața statuiei lui Hercule.
Și una zice, ăsta da, ăsta-i bărbat. Și alta spune, nu drag, ăsta-i statuie. Depinde de ce unghi privești. Eu când mă duc pe stradă și văd o femeie frumoasă și o fată frumoasă, mă gândesc ce frumos trebuie să fie Dumnezeu care a știut să creeze asemenea frumuseți. Și în frumusețea unui bărbat sau unei femei, eu văd frumusețea iscusită al Dumnezeu în creația umană. Când merg cu trenul sau cu avionul și stă lângă mine, așa cum spune francezul, o femeie puțin frumoasă, că ei au această frumoasă expresie, zice, nu există femeie urâtă, nici bărbat urât. Ceea ce pentru mine este urât, unul moare de dragul lui sau de dragul ei. Când stau lângă o femeie puțin frumoasă și discut cu ea și văd ce cultură, ce vocabular are și mă minunesc și în caracterul ei frumos, eu văd caracterul frumos al Dumnezeu care a știut să creeze asemenea ființă. Și domnilor, pe voi vă compătimesc pe toți. De ce, domnule păstor? Păi voi ridicați ființa văzută pe stradă la rangul de izvor de păcat. Și voi vă coborâți pe lumea animală. La revedere! Haideți să vedem ce spune Sfânta Scriptură și vreau să citim ceea ce mărturisește și spune neprihănitul Iov. Neprihănitul Iov a spus în capitolul 31, cu versetul 1, făcusem un legământ cu ochii mei. Nu mi-aș fi oprit privirea asupra unei fecioare. Iar în versetul 9, cuvântul Domnului spune, dacă inima mea a fost amăgită de vreo femeie, dacă am pândit la ușa propriului meu, atunci nevastă mea să macine pentru altul și să o necinstească altul. Căci aceasta este o nelegire care trebuie să fie pedepsită de judecători. Am observat în scurta mea vreme, în trecerea prin timpul acesta, că îmbătrânim prea repede și ne înțelepțim prea târziu. Și am observat oameni de mare valoare care cad în ispitele acestea. Cea mai puternică ispită, făcută statistică în lumea teologică, este ispita banului. A doua ispită este ispita senzuală. Și a treia ispită este ispita mândriei. Mai aud câte unii vorbind de la bun și mie mi se întorce stomacul pe dos, am fost acolo și așa a lucrat Domnul pe mine, am fost acolo și așa a lucrat Domnul pe mine. Fraților, Domnul nu împarte slava Lui cu noi numai când ajungem dincolo, amin? Amin. Ispita mândriei. Și unii oameni se gândesc că ei sunt de nelocuit. De ce, iubiți frați și surori, să ne rugăm Domnului să scăpăm de acestea ispite, să le biruim? Pentru că cine biruiește ispita, va primi cununa vieții din partea Domnului. Iată-l pe Iosif în casa lui Potifar. Doamna îi oferea cadouri, Doamna îi făcea avansuri în fiecare zi. Iosif a rezistat foarte multă vreme, dar ispita a intrat în mintea doamnei Potifar și îl dorea măcar o singură dată pe Iosif. Femeia era seducătoare, disponibilă și într-o zi s-a aruncat asupra lui Iosif. Și a zis, culcă-te cu mine. Și Iosif și-a lăsat haina în mâna ei și a plecat fugind doar în lingeria intimă afară și a scăpat de această tigroică. Cu câteva zile înainte, tigroica aceasta a chemat la ea, am citit o istorie, 10 doamne ale comandanților armatei, pentru că soțul ei era comandantul străjerilor. Și a pus pe o roabă să aducă 10 farfurii de argint, în fiecare farfurie un măr și un cuțit. După ce au început doamnele să consume merele, l-a invitat pe Iosif și când acestea doamne îmbuibate
l-a văzut pe Iosif, frumusețea lui, emoționate, toate s-au tăiat la deget. Și a zis, doamna Potifar, vedeți, voi numai o dată l-ați văzut, dar eu în fiecare zi. Frații mei iubiți, Iosif ne spune în Sfânta Scriptură că a fugit afară. Refuzul lui are două motivații. Să fie relația bună cu stăpânul și să nu păcătuiască împotriva Domnului. Iosif, acest copil scump, nu și-a dat seama ce o să întâmple următoarele clipe cu el. Cea mai mare furie a diavolului și a iadului este să-i respingi oferta unei femei. Și a jurat pe toți zeii din Olimp că se va răzbuna. Durerea din inima ei era că Iosif nu este un desfrânat. Durerea din inima ei era că nu l-a putut avea nici măcar o clipă. A făcut, ne spune Sfânta Scriptură, o scenare. A așezat haina lui Iosif lângă ea, a început să țipe și să anunță toată casa că Iosif a vrut să o necinstească. Iosif era de o integritate impresionantă. Copilul acesta a fost de o integritate foarte impresionantă. Aștepta să vină stăpânul, a fost băgat la închisoare. Cei mai frumoși ani din viață, poate 2-3 ani a fost rob la Potifar și a stat cam de la 20 de ani până la 30 de ani nevinovat la închisoare. El s-a resemnat, aștepta să vadă împlinirea visurilor care le-a avut. Și Domnul a făcut pe Iosif, ne spune aici, să capete trecere la închisoare. Și astfel a fost încredințată lui Iosif și temnița pușcăriașilor a fost pus să privegheze peste toți în temniță. Nimic nu se făcea acolo decât prin el. Mai marele temniței nu se îngrijea de nimic. Pentru că Iosif se ocupa de toate lucrurile și Domnul îi dădea izbândă în fiecare lucru. Frații mei, Dumnezeu este acela care ne dă izbândă și când suntem în libertate, și când suntem în restriște. Dumnezeu nostru este un Dumnezeu care ne poartă de grijă și când suntem la închisoare, dar și când suntem în libertate. Haina pestriță de șef de clan care a primit-o de la Iacob, i-au luat-o frații lui, au muiat-o în sânge de țap și au dus-o la tatăl lor. Iată, vezi, nu este haina fiului tău? Haina care i-a dat-o Potifar lui Iosif, i-a luat-o nevasta lui Potifar. Și apoi Dumnezeu a dus în istoria lui Iosif o zi binecuvântată în care a fost înălțat în Egipt și timp de 80 de ani a fost cel mai mare evreu din lume, guvernatorul Egiptului, salvatorul fraților și a neamului lui. Și haina care i-a dat-o faraon, împăratul, lănțișorul de aur și inelul în deget, nu i-a luat-o nimeni niciodată. Sfântul Apostol Pavel, când scrie epistola către cei din Colose, le spune în capitolul 3 cu versetul 12. Și spune așa, pentru îndurarea Domnului, spune cuvântul Domnului, astfel ca niște aleși al Dumnezeu sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are o pricină să plângă, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. În Genesa, în capitolul 2 cu versetul 21, ni se spune că primul croitor din istoria lumii a fost Dumnezeu
Le-a făcut protorul străbunii noștri haine din piele. Poate de ce sunt haine de piele așa de scumpe, pentru că Dumnezeu a fost cu invenția aceasta și foarte rezistente. Noi, în calitate de copii a Domnului mântuiți, trebuie să ne îmbrăcăm, iubiți frați și surori, și să țesem în haina noastră spirituală niște fire foarte importante. Îmbrăcați-vă, spune cuvântul Domnului, cu o inimă plină de îndurare, sensibilitatea de a recepționa nevoile fraților, nevoile surorilor, nevoile văduvei, nevoile orfanului, nevoile de familie. În haina noastră spirituală trebuie să țesem acest fir de îndurare. Cu bunătatea, al doilea fir care trebuie țesut este bunătatea. În cartea Proverbelor, cuvântul Domnului spune: ceea ce face farmec unui om este bunătatea. Al treia fir care trebuie țesut în haina noastră spirituală este smerenia. Oamenii care știu multe sunt smeriți și cei ce știu numai una sunt mândri. Al patrulea fir care trebuie țesut în cămașa noastră spirituală este blândețea. A cincilea fir este îndelungă răbdare. A șasea fir este îngăduința. Și cuvântul Domnului spune în final: dar îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Frații mei iubiți, avem aici înaintea noastră un copil extraordinar care a fost neprihănit în casa părinților, neprihănit în casa lui Potifar, neprihănit în guvernarea Egiptului. Noi suntem chemați, iubiți frați și surori, să fim oameni neprihăniți. În Psalmul 15, cuvântul Domnului spune: Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine se va ferici pe muntele Tău cel sfânt? Această întrebare o pune profetul rege și primește câteva răspunsuri. Va ajunge în cortul meu, pe muntele meu cel sfânt, cel ce umblă neprihănire. Cel ce face voia lui Dumnezeu și cel ce spune adevărul din inimă. Profetul Isaia spune în capitolul 33 cu versetul 14: păcătoșii sunt îngroziți în Sion. Un tremur a apucat pe cei nelegiuiți care zic: cine din noi va putea să rămână lângă foc mistuitor, lângă niște flăcări veșnice? Răspuns: cel ce umblă neprihănire, cel ce se astupă ochii ca să nu vadă rău, urechile să n-audă cuvinte setoase de sânge, stânci întărite va fi locul de scăpare, îi se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Al doilea răspuns pe care primește profetul rege este: cel ce face voia lui Dumnezeu. Voia Domnului, spune Sfântul Pavel, este să aducem trupul nostru ca o jertfă vie, sfântă, plăcută, desăvârșită. Aceasta constituie din partea noastră o slujbă duhovnicească. Să ne potrivim chipului lumii acestea, să ne preface prin metanoia, prin renoirea minții, să cunoaștem voia Domnului, cea bună, cea plăcută și desăvârșită. În a treilea rând, voia Domnului să cuprinde în ceea ce spune cuvântul Domnului. În Tesaloniceni 1, capitolul 4, versetul 3. Voia Domnului este sfințirea noastră. Să ne ferim de curvie, fiecare să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Nu în aprinderea poftelor ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. În final, la cincilea rând, voia Domnului să cuprinde în ceea ce spune Sfântul Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18. Voia Domnului este să mulțumim Domnului în numele Domnului Iisus Hristos pentru toate lucrurile. Amin? Și pentru sănătate, și pentru boală, și pentru bogăție, și pentru sărăcie, și pentru libertate, și pentru restriște. Pentru că Romani 8 cu 28 rămâne în picioare. Toate lucrurile lucrează spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu. Întrebarea mea este: de ce trebuie să facem voia Domnului? Și Domnul Hristos spune în Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetul 21: nu cei ce zic Doamne, Doamne vor intra în împărăția cerurilor, și cei ce fac voia Tatălui meu care este în cer. Dacă vrem să ajungem în împărăția cerului, iubiți frați și surori, trebuie să facem voia lui Dumnezeu care este în cer. Să trăim cu demnitate, să trăim cu evlavie înaintea Domnului.
Să trăim o viață curată și sfântă, că atunci când vom ajunge la linia de sosire, să putem auzi vocea Domnului Hristos spunând: vine slugă bună și credincioasă și intră în bucuria stăpânului tău. Omul acesta, Iosif, n-a vrut să-și înșele stăpânul pe baza credinței sale, n-a vrut să păcătuiască împotriva Domnului. În 1 Ioan, capitolul 3, versetul 9, spune așa: cine este născut din nou nu poate să păcătuiască, atât timp cât are călăuzirea Domnului în lumea aceasta. De aceea, prealeșii mei frați, a păcătui păcatul acesta are consecințe fantastice. Și aș vrea să citesc ceea ce spune cuvântul Domnului în Cartea Proverbelor. Și aș vrea să citesc cuvântul Domnului așa după cum îl găsim scris în capitolul 6. Iată ce spune cuvântul Domnului: că sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Ele te vor feri de femeia stricată, de limba demenitoare a cele străine. Nu pofti inima ta pentru frumusețea ei. Nu te lăsa demenit de plioapele ei, căci pentru o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine. Versetul 32 și 33. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte. Singur își pierde viața cine face așa. Nu va avea decât o rană și rușine și o cară. Nu îi se va șterge niciodată. Frații mei iubiți, pentru a înțelege cuvântul acesta vreau să vă spun o poveste. Mi-a dat o carte, o călugăriță, cu vreo 50 de ani în urmă și am găsit multe povești, dar una foarte interesantă. Când Solomon a dat decretul pentru construirea templului și a palatului, a spus că toți meșterii specialiști în lucrări de aur, argint, pictură, sculptură, să vină la palat. Într-o cetate era un om foarte bogat, foarte talentat, specialist în lucrări de aur, argint, pietre scumpe. Era căsătorit proaspăt. Când a auzit decretul împăratului, a venit foarte trist acasă și n-a vrut nici să mănânce. Nevastă lui era o femeie foarte frumoasă, dar și foarte inteligentă și a spus: bărbate, mănâncă, întărește, du-te la palat. Nu ne putem juca cu furia împăratului. S-a dus și a lucrat la Ierusalim câteva luni și gurile rele i-au spus lui Solomon că are o femeie foarte frumoasă și că n-ar fi vrut să vină să lucre pentru împăratul, numai după ce femeia i-a promis fidelitate. Solomon a trimis doi tineri să o încerce, femeia a primit bine la palatul ei, a pus robii spre picioarele, a dat o masă în cinstea lor, a dus știri de la palat, darul de la Solomon, și trimis și regelui seara la cină vorbe cu două înțelesuri, glume cu simboluri păcătoase. Femeia și-a dat seama, le-a spus robilor: băgați în camera de musafir, trageți zăvor afară, țineți acolo două săptămâni închiși ca să învețe minte, dați-le numai pâine și apă. După două săptămâni le-a dat drumul, s-a dus la Solomon, Solomon a râs de el, de pățeanul lor, și a venit Solomon să vadă pe această femeie. Femeia l-a primit foarte bine, printre multe feluri de mâncare, la urmă a pus niște ouă în nenumărate culori și l-a rugat să servească și a dat seama femeie că după manerul lui elegante, după mâinile lui fine, după vocabularul lui, trebuie să fie împăratul. La urmă a spus: domnul meu, musafirul meu, ce deosebire este între ou și ou? Păi ce prealeasă gazdă, toate ouăle același gust, doar culoarea diferă. Majestate, toate femeile avem același gust. De ce vrei pentru o singură culoare să calci în picioare fidelitatea unei femei cinstite? S-a găsit o femeie ca să dea o palmă la Solomon, el a plecat acasă, l-a plătit pe soț și a spus: du-te acasă, bucură de nevasta tineriții tale, cel voi că iubită, că preoră plăcută, pentru că este o femeie cinstită. Nu vă distrugeți familia pentru o singură culoare. Nu vă distrugeți sufletul și viața veșnică.
Toate femeile au aceeași gust. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Și Domnul să vă dea un duh de înțelegere. Amin? Avem aici o pildă de integritate. Integritatea este capacitatea de a fi drept, de a fi cinstit, de a fi onest. De a trăi la înălțimea ștachetei chemării Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu iubește oamenii neprihăniți. Spune în cartea Proverbilor, capitolul 20, versetul 7, cel neprihănit umble neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Doresc din toată inima, frați și surori, să trăim restul vieții în neprihănirea Domnului. Atunci când vom ajunge la linia de sosire, să putem auzi vocea Domnului Hristos spunând, vine, slugă bună și credincioasă, și intră bucuria stăpânului tău. Domnul să vă dea biruință asupra mândriei, asupra banilor și asupra sexului frumos și să fiți biruitoți în toate și să puteți fi fericiți pentru timp și eternitate cu Domnul împărăția Lui. Amin!